Bine v-am găsit, sunt Paul Olar și vă propun să rămânem împreună în minutele următoare, punând în centrul dialogului nostru cu invitații zilei felul în care se adaptează instituțiile culturale și învățământul universitar vocațional la starea actuală generată de COVID-19. Pentru început îl avem alături de noi pe Skype pe Florin Estefan, directorul Operei Naționale Române din Cluj. Această instituție a împlinit aseară 100 de ani de la prima reprezentație și anume Aida de Giuseppe Verdi. Bună seara, domnule director! Și în primul rând, la mulți ani! Bună seara, la mulți ani nouă tuturor, cu sănătate! Domnule director, în ce măsură a fost receptat evenimentul istoric de aseară, luând în calcul condițiile actuale impuse de pandemie? Am fost foarte încântat să descoper după emisiune și pe parcursul serii faptul că peste 12.000 de oameni au vizualizat emisiunea noastră și asta este o mare bucurie și mare cinste pentru noi. Este tot ce am putut face grație acestui parteneriat care există între Opera Națională Română și postul de televiziune TVR Cluj. Am marcat această aniversare a 100 de ani în acest fel neobișnuit, a spune. Pentru că ne doream să facem o premieră de Aida, așa cum merita instituția, a treia din istorie, dar iată că a trebuit să ne rezumăm la aceste condiții și la a face doar o emisiune în care am elogiat trecutul și am discutat despre problemele actuale ale operei și ale instituțiilor de cultură în această perioadă a pandemiei. Care au fost ecourile primite? Publicul a putut să vadă spectacolul prin intermediul postului nostru de televiziune. Evenimentul a fost transmis și pe pagina de Facebook TVR Cluj, dar și pe pagina Operei Naționale din Cluj-Napoca. Ce v-au spus oamenii? Ecourile au fost foarte bune, în afara faptului că ne-au reproșat că a fost prea scurt timpul de emisie. Oamenii și-ar fi dorit o emisiune de 3-4 ore. Eu am răspuns că nu e o operă de Wagner și că nu ne puteam extinde mai mult de timpul alocat de 2 ore, care a fost arhi-suficient din punctul meu de vedere. Ecourile au fost foarte bune, atât din partea angajaților operei care m-au sunat și mi-au transmis felicitările, cât și din partea publicului și a personalităților care au trimis mesaje și au urmărit această emisiune. Cum este această perioadă dificilă pentru artiștii lirici, pentru operă? Ei, cum poate să fie? Este exact ca pentru fiecare om. Și noi suntem, la urma urmei, oameni normali, care trăim ca și orice om obișnuit. Într-adevăr, unii dintre noi avem probleme din cauza faptului că locuim la bloc și dacă ne apucăm să ne antrenăm, pentru că aici e vorba de faptul că noi cântăreți avem nevoie de acest antrenament și de niște exerciții zilnice. Și pe unii dintre vecinii noștri deranjează acest lucru, iar unii din noi avem probleme din acest punct de vedere. Din alte puncte de vedere, într-adevăr, simțim nevoia de a merge la lucru, de a avea activități, de a urca pe scenă. Ne dorim să revenim la normal și să ne întoarcem acolo unde suntem noi obișnuiți și să facem ceea ce știm noi atât de bine, având publicul aproape. Domnule director, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Să sperăm că o să ne reîntâlnim cu toții în curând la operă. Mergem mai departe. Vă propunem în continuare un interviu din categoria Arhivei de Aur, o înregistrare din anul 1969 a televiziunii române cu mezzo-soprana Lia Pop, cea care interpretase în 1920 rolul fiicei regelui Egiptului în piesa Aida. Am în fața mea o fotografie din Aida, probabil din primele spectacole pe care le-ați interpretat pe scena operei din Cluj. Da. Știm că ați lucrat pentru prima dată în cariera dumneavoastră și pe această scenă ați inaugurat Opera Română din Cluj. Ați putea să ne evocați acea memorabilă seară? Cred că la puțin este dat ca să retrăiască așa minute și momente de mare importanță și atât de emoționante cum le-am trăit noi. Deschiderea operei a fost în anul 1920, la 25 mai. Noi toți ne-am pregătit pentru această mare sărbare, un eveniment atât de mare și chiar național, pot să spun.
Eram cu toții așezați pe scenă. În mijlocul nostru era maestru Tiberiu Bredicianu, care și-a deschis, în fine, opera cu vorbirea lui, care a fost așa de emoționantă că lumea a lăcrimat cu noi împreună. Suntem mândri ca noi și urmașii noștri am depus toată truda, priceperea și dragostea noastră pentru ridicarea nivelului artistic al acestei instituții din centrul Ardealului în acești 50 de ani care au trecut peste noi ca un vis. Pentru următoarea temă a ediției ne îndreptăm spre învățământul superior vocațional, felul în care se adaptează acesta la noile măsuri de protecție a sănătății în perioada pe care o traversăm. Așadar, în legătură telefonică directă este doamna Iulia Suciu, decan al Facultății de Interpretare Muzicală din cadrul Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Bună seara, doamna profesor! Bună seara! Doamna profesor, cum este această perioadă pentru dumneavoastră și pentru instituția pe care o reprezentați? Cu siguranță, situația în care ne aflăm este departe de a fi cea mai fericită, dar consider că ne-am dovedit disciplinați și responsabili și am încercat să ne adaptăm activitatea în așa fel încât calitatea educației să fie cât mai puțin afectată, iar nivelul cursurilor oferite studenților noștri în această perioadă să nu coboare sub standardele cu care am fost obișnuiți și cu care ne mândrim. Cursurile teoretice s-au desfășurat cel mai lin, trecerea la modul online fiind mai rapid adoptat și de către cadre didactice și de către studenți. Situația mai dificilă a fost în cazul cursurilor practice ale Facultății de Interpretare Muzicală. Acolo unde s-au trimis înregistrări audio-video, ele au fost evaluate de către profesorii de specialitate, au fost realizate și cursuri online, dar bineînțeles că calitatea sunetului și diferența de decalajul transmisiei sunt elemente care îngreunează comunicarea și care în definitiv au redus activitatea noastră la un nivel de supraviețuire, am putea spune. Mai exact, artă nu se poate spune că am făcut în această perioadă, dar ne-am străduit să păstrăm educația în niște coordonate tehnice corecte, care să permită reluarea activității noastre fără a afecta în sens negativ nivelul de pregătire al studenților noștri. Doamna decan, care categorie de studenți este mai afectată în această perioadă? Cu siguranță studenții Facultății de Interpretare Muzicală, acolo unde este necesar prezența mentorului în permanență și față în față, este absolut necesar și din această cauză lipsa acestei posibilități afectează cel mai mult studenții noștri de la Facultatea de Interpretare, instrumentiștii, cântăreții, balerinii. Ei sunt cei mai afectați, cu siguranță. Și tinerii artiști, cum se simt în această perioadă? Resimt tot tinerii... ce se întâmplă în societatea noastră? Cât de tare? Răspunsul este evident. Ei sunt disciplinați, se supun reglementărilor, recomandărilor, autorităților, dar mesajul lor este că de-abia așteaptă să ne reluăm activitatea în condiții obișnuite și să putem interacționa așa cum am făcut-o dintotdeauna pentru ca efectul să fie cel care a fost și în anii precedenți, adică progresul lor și arta pe care noi o facem împreună. Asigurați înainte spații de studiu. Este valabilă această chestiune? Acum, pe această perioadă a pandemiei, mă întrebați. Sau se va reveni la oarecare normalitate?
normalitatea va veni din luna septembrie. Până atunci, noi am făcut un program foarte strict pentru studenții care nu au posibilitatea să studieze acasă, nu au instrumente sau au instrumente de suflat care nu le pot folosi într-un spațiu comun, adică în bloc sau în alte locații unde ar putea să deranjeze. Și atunci noi le-am făcut un program prin care ei pot să aibă acces în Academia de Muzică, spațiul respectiv, noi să putem să-l igienizăm după ce ei pleacă și la interval de oră să intre altcineva. Deci numai în aceste condiții, la bibliotecă, la fel merg cu programare făcută online, li se pregătește tot materialul și astfel se reduce cât mai mult posibil întâlnirea față în față și încercăm să supraviețuim la acesta. Foarte pe scurt, doamna profesor, despre admitere, mă gândesc că sunt schimbări importante. Da, sunt schimbări. Într-adevăr, noi am făcut deja o broșură de admitere, o metodologie prin care explicăm, este afișată pe site-ul nostru, în care explicăm fiecare probă, cum se va desfășura. Am cerut pentru a realiza această broșură ajutorul tuturor specialiștilor din Academia de Muzică pentru a fi sigur că cerințele noastre sunt adaptate modului online, dar fără a scădea standardele la care noi dorim să se desfășoare activitatea în Academia de Muzică. Se va desfășura prin înregistrări video trimise fără întrerupere, adică exact simulând condițiile de examen ale examenului față în față, și prin interacțiunea pe platformele online pentru acele probe care necesită și interacțiunea cu comisiile de evaluare. Doamna decană, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră în cadrul emisiunii. Continuăm dialogul nostru păstrând tema, dar ne îndreptăm spre Universitatea Babeș-Bolyai, respectiv vorbim cu directorul Departamentului de Cinematografie și Media din cadrul Facultății de Teatru și Film. Așadar, prin Skype este alături de noi Daniel Iftene. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc de invitație! Și noi vă mulțumim că ați acceptat. Domnule profesor, cum este această perioadă pentru departamentul dumneavoastră? E, într-adevăr, o perioadă un pic mai dificilă, în care ne-am dat seama că trebuie să ne adaptăm foarte repede, pentru că nu numai în departamentul de cinematografie și media, dar și în departamentele de teatru, fiind o școală vocațională, avem nevoie de interacțiuni foarte directe și, să spun, săptămânale și câteodată chiar zilnice cu studenții noștri, și atunci a trebuit să găsim foarte repede niște soluții pentru a înlocui interacțiunile astea, inclusiv asumându-ne că acolo unde nu am reușit să facem tot așa cum ne-am propus, va trebui să recuperăm anul următor anumite elemente practice și să insistăm asupra lor. Feedback-ul care a fost din partea studenților? Feedback-ul din partea studenților, aș spune că deocamdată este unul bun. Dar nu pot să ascund faptul că pe măsură ce săptămânile au trecut se vede un grad tot mai mare de nerăbdare, adică nu prea mai rabdă, să spunem, absența din Cluj sau absența din facultate. În același timp, toată lumea a încercat să identifice și anumite soluții prin care să-i țină activ și să le arate că există o flexibilitate și poate există și niște, să zicem, câștiguri din experiența asta. Inclusiv uitându-mă pe programare, am văzut că există o flexibilitate mai mare la programarea cursurilor față în față. Nu, dacă înainte aveai niște ore stricte din cauza sălilor la care aveai acces, acum întâlnirile pot avea loc și pot fi negociate orele și în funcție de ritmul lor, ritmul studenților. Foarte puțin probabil că mai există ore dimineața la 8, orele pe care poate nu le suportau la fel de bine. Deci cumva s-a încercat
S-au încercat tot felul de proiecte, avem în continuare și Cinematheca online, în așa fel încât să nu simtă doar partea negativă a separării, să spun, de Cluj și de colegilor. Reprezentați un domeniu practic unde sunt necesare ieșiri pe teren, la filmări. Ați schimbat temele? Cum s-au descurcat studenții? Da, acolo unde temele presupuneau deplasarea în afara, nu în spațiului la care aveau acces, s-a trecut pe alte teme care să nu le solicite lucrul ăsta sau să nu-i oblige la lucrul ăsta. Evident că nu s-a restrâns în cazul în care, posibilitatea în cazul în care studenții aveau acces la alte spații. Și cumva toate temele, inclusiv examenele sau temele pentru examen, au fost gândite în așa fel încât să respecte limitele impuse. Nu vorbim chiar de toate temele practice, de la imagine până la regie. Probabil colegii din zona de montaj au fost mai scutiți pentru că temele lor au vizat sau vizează, nu vizează de mult ieșit în exterior. Deci cumva toată lumea a înțeles că e o perioadă mai dificilă și că toate temele trebuie reconfigurate în așa fel încât să li se testeze studenților lucrurile pe care le-au învățat în perioada asta, dar fără a-i pune în pericol în vreun fel. Spuneți-ne câteva cuvinte despre oferta de studii. Nu, oferta noastră de studii rămâne aceeași ca în anii anteriori, vorbim despre programa de licență și de master, nu pe cele două domenii, cinematografie și media și teatru. La fel cum spuneam și colegii anteriori, a trebuit să ne regândim toată oferta de admitere pentru că am trecut toate probele de la cinematografie și media în online prin întâlniri prin intermediul platformelor. Singurele probe și examene care s-au păstrat în format fizic, dar respectând toate condițiile necesare în acest moment, sunt cele de la departamentul de teatru în zonele de actorie și regie, unde acest lucru nu a fost posibil. Așa că, cel puțin pe partea de cinematografie, rămânem cu aceleași programe disponibile, cele de cinematografie cu regie, imagine, montaj, secția de filmologie, masteratele, de scurtmetraj, de film documentar și de cel mai nou de arte digitale interactive. Și la fel, colegii de la teatru își mențin toate programele, nu, inclusiv actorie, regie, și masteratele specializate. Singurul lucru pe care l-am reconfigurat, cum spuneam, a fost procedura de întâlnire cu candidații. În schimb, nu am făcut modificări nu la structura programelor și lucrul ăsta se poate găsi foarte ușor la noi pe site în acest moment, pentru că, evident, avem convingerea că din toamnă ne vom întâlni cu actualii studenți și cu viitorii studenți în condițiile cele mai bune. Să sperăm că așa va fi, domnule profesor. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră în cadrul emisiunii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ați ales și în această seară să fiți conectați la emisiunile TVR Cluj. Vizionare plăcută, la revedere!